A fost neașteptat, chiar neașteptat, pentru că mi se pare o provocare nu atât pentru mine cât pentru voi să slăbiți peste un target de vârstă, ca să zic așa. Adică mi se pare mult mai simplu să dechisiți o persoană de 30-40 decât una de 60. De aceea, atunci când am trimis, a fost o pornire de moment și chiar nu credeam că o să mă sune cineva. Sunt inginer constructor și nu pot să renunț la meseria asta, deși a fost mai mult un concubinaj cu o meserie. Ne-am respectat reciproc și ne-am dat satisfacții reciproc, dar nu ne-am iubit foarte tare. M-am apucat de actorie și m-am apucat de arte. Acum 2 ani, așa cum am scris întâmplător către Andreea Marin, către Nu există, nu se poate, m-am prezentat la examenul de admitere și, spre surprinderea mea, am intrat a doua medie și prima la categoria de vârstă, nu de vârstă, ci a celor care au terminat două facultăți. Din surpriza atât de mare, nici n-am știut cum să mă orientez. Mai degrabă m-am lăsat pe mâna celor de la Siluet, care au considerat că nu trebuie să slăbesc prea mult, doar să ne gândim puțin la fermitate. A fost o oază de verdeață, și în afară și în suflet. Cam așa, ca atunci când aștepți primăvara, când ești prea stresat și reușești să te oprești un pic să-ți tragi sufletul. Ne-am înțeles foarte bine, indiferent de vârstă, preocupări, targeturi, scopuri, ne-am înțeles chiar bine. Când o vezi la televizor sau pe stradă, e altfel decât e ca între prieteni. Adică chiar așa ne-am simțit, ca între prieteni, ca și când ne cunoaștem de mult. Să vă vedem la capătul campaniei, la capătul celor... Slim and fit! Succes! Și mai departe!